Eu cred că bine te-am regăsit din nou de aici, de la X-Day și din nou cu Lucian Todea, dar de data asta cu un alt subiect, cu subiectul pe care, cred eu, Lucian, te-am pisel, te-am bătut la cap de fiecare dată pe fiecare live criptovineri. Salut, Lucian! Salutare, salutare! Nicio o problemă! Știi despre de ce urmează este în nu? Uh, da, bănuiesc! Am Toată lumea! Eu am fost vocea comunității pe live-uri, n-am ce să fac, până la urmă trebuie să mă compor ca și cum uh, ajut oamenii și vreau să obținem informațiile pe care ieri vor să le obțin, așa că în sfârșit, avem practic acel Max 2.0, nu? Da, da. Ieri e prima zi și prima dată când am anunțat, în sfârșit, mai multe detalii despre ce înseamnă Max 2.0 sau DEX 2.0. Uh, cum spunea și Benjamin ieri, și cred că și eu am menționat, uh, va fi publicat un paper, cum îi spunem noi. Uh, și probabil un blog post și mai multe informații scrise, ca să zic așa, unde lucrurile vor deveni poate și mai clare. E greu într-o prezentare verbală să acoperim chiar toate lucrurile. Sunt anumite grafice, sunt anumite formule matematice pentru cei care vor să meargă mai departe să înțeleagă, să spun, cum vor fi aplicate acele concepte. Deci sunt foarte multe lucruri și I'm more than happy to answer uh, să răspund la toate aceste întrebări și încerc ce să dau și poate niște motivații pentru a fi înțelese. Perfect, hai să luăm pe rând câteva lucruri, pentru că am văzut ieri în prezentarea ta o listă lungă cu noi feature-uri pentru Lockmex, pentru că de fapt focusul este pe Lockmex și viziunea pare să fie acolo. Hai să luăm pe rând câteva dintre cele mai importante inovații pentru acest Lockmex. Da, cred că aici e important de, de spus. Că lucrurile nu se schimbă în privința importanței sau, mă rog, cum este gândit uh, dexul, atât varianta, să zicem, veche, 1.0, cât și varianta nouă. Zănesc că totul se, se învârte, să spunem, în jurul la Locked Max. Uh, și lucrurile, pe de altă parte, cu noua versiune, se schimbă, uh, noi spunem, într-un mod uh, benefic pentru cei care, uh, uh, să zicem, sunt into Locked Max, în sensul că este mult mai multă utilitate și mult mai multe beneficii. Și cum, cum spuneam și ieri, dacă ne uităm puțin la uh, ce beneficii aveai pe varianta 1.0, unde erau 3-4 beneficii, exact. puteai să faci staking uh, cu Locked Max, puteai Locked Max-ul să-l folosești pentru, uh, provide, pentru a... Uh, Provide liquidity uh, și nu știu dacă mai era altceva pentru 1.0. Deci erau destul de delimitate. Bineînțeles, pe lângă utilitatea intrinsecă a unui token care, mă rog, se poate să câștige valoare sau nu, exista uh, comunitatea a creat alte utilități pentru un locked Max și aici probabil că o să urmeze alte <cute> întrebări, uh, sunt convins. Uh, și bineînțeles, Max în sine, care este varianta unlocked uh, a LockMax-ului, avea și el anumite utilități. Acum ce am venit să ce este cred că cel mai important și asta aș vrea să subliniez, este am încercat să aliniem mult mai bine, să spun, interesele mai multor jucători, actori de pe Dex. Asta este un lucru care poate nu este evident tuturor și anume există așa zisul stakeholder sau un actor care se numește liquidity provider, sunt cei care efectiv pun lichiditatea pe un Dex, care este un lucru foarte important. Swap-urile, deci exchangurile, schimbarea de monede nu se poate întâmpla pe un Dex fără să este lichiditate. Și atunci este acest concept A. de chicken egg problem, că ai nevoie de lichiditate ca să se poată întâmpla swap-uri, swap, -uri. swap -uri nu se pot întâmpla dacă nu este lichiditate. Și atunci ce au venit Dextro și au făcut, au venit cu acest native token care creează aceste incentive-uri, înainte să existe volumele de pe swap, există un incentive pentru liquidity provider. Și acesta este un tip de actor. Ce am simțit noi cu prima variantă, că nu sunt foarte bine aliniate lucrurile, erau așa așa zisi locked max holder, care nu neapărat sunt și liquidity provider, sunt cei care dețin locked max hold, max sau locked max, fără neapărat să fie un liquidity provider și acolo lucrurile erau destul de nealiniate. Un exemplu este, exista staking farm de pe locked max și max, unde puneai locked max sau max și câștigai more max or locked max. Dar on the să zicem medium-long term, lucrul ăsta nu era neapărat benefic, pentru că nu aducea lichiditate mai multă. Crea doar inflație în token? Putea să fie un feedback pozitiv sau negativ, pentru că lumea la un moment dat, riscurile în acest staking erau teoretic zero, nu avea impermanent loss-ul care este pe lichiditate și atunci foarte multă lume s-a... Natural, până la urmă, într-un fel, s-a dus în această direcție. Iar peste 50% din inflație, din emisia de LockMax, se ducea în acest staking form, care pe termen mediu și lung nu ne-a neapărat ajuta uh, Dex-ul. Și atunci, revenind la întrebare, am luat-o puțin pe, pe ocolite. Sunt câteva lucruri noi ce am făcut. În primul rând, nu mai trebuie să alegi să faci staking. staking este, este automat? Este automat pentru toți cei care au. Locked Max, în schimb, nu mai există staking pentru Max holders, este doar pentru Locked Max holders, dar este, hai să spunem, pasiv, automat, doar deținând Locked Max, automat în fiecare săptămână vei putea să claim uh, uh, aceste reward-uri în Locked Max. Și o modificare foarte importantă, care poate este mai greu de digerat de unii, este uh, am. Uh, uh, limitat rewardurile care se duc către staking la 5% din emisia de Max nu contează care va fi că ea se schimbă pe primul său, va fi nu va putea fi mai mult de 5%, ceea ce va face ca să nu se mai creeze acest feedback loop negativ în care devine Decizia cea mai rațională devine nu de a uh, uh, provide liquidity ci de a face staking, care în cazul unui DEX uh, nu este la fel de benefic cum este de exemplu în cazul la Elrond, unde staking este o modalitate de securizare a rețelei. Cred că toată lumea e interesată și vrea să afle mai multe despre partea asta de gamificare a lui Locked Max, partea pe care am văzut-o cu acele energy points pe care le strângi. Prin uh, modul în care tu blochezi acest log-max pe o perioadă de timp, cu cât blochezi mai mult, cu atât energia pe care el o produce sau pe care tu o deții este mai mare, um, ce faci? Practic, am văzut, formula de calcul este destul de simplă. Log-max ori timpul pe care îl logi uh, îți dă acest nivel de energie. Care sunt beneficiile pe care oamenii o să le întâlnesc cu această energie? Păi, uh, în primul rând, uh... Aș vrea să menționez un lucru care aș fi vrut să spun și ieri, uh, și o să spun acum. Este uh, o diferență majoră între primul mod, cum era Lockmex-ul înainte și cum este acum. Uh, și eu cred că toată lumea este de acord că, de exemplu, Lockmex-ul vechi, uh, care, să zicem, îl câștigai astăzi și se debloca peste un an, era teoretic, să zicem, psihologic, uh, dar și economic, mult mai puțin valoros decât un Locked Max care se debloca mâine. Pentru că acela îți dădea posibilitatea să uh, ieși, să zic, dacă vrei da. să ieși sau să-ți reduci poziția, expunerea, cum vrem să o spunem. Și era foarte interesant că, uh, uh, ce este foarte interesant, că în modelul 2 este paradigma este total schimbată. Un Locked Max blocat pe o perioadă mai lungă de timp, deci 8, e mai valoros? 1, 2, 4, devine de fapt mai valoros. Pentru că îți dă, uh, în comparație, uh, un Locked Max de 2 ani, uh, îți dă de două ori mai multe energy points decât unul din un an, iar unul de 4 ori de patru ori mai mult. Ceea ce înseamnă că cu același locked max, blocându-l pe o perioadă mai multă de timp, el devine de fapt mai valoros. Pentru că, cum spuneam, toate beneficiile pe DEX vor fi legate de câtă ener ener energie ai, nu de cât locked max ai. Să câteva exemple de beneficii pe care oamenii ar putea să le întâlnească în cazul ăsta. Am un nivel de energie peste uh, average. Cu ce mă ajută? Uh, pe Staking staking-ul va fi șeruit uh, între toți energy holderii și okay. în funcție de e uh, același principiu. Uh, există un număr maxim, un număr la un moment dat, făcând un snapshot în timp, există un număr de uh, puncte de energie ale toate rețele. Să zicem că sunt un milion, toți userii au un milion. Dacă tu deții uh, uh, 100.000 de mii de puncte de energie, vei lua 10% din toate reward-urile okay. de staking. Okay. Același principiu este meta, pe meta bonding. Pe meta bonding la fel ca și la staking, nu mai trebuie să alegi să de, să stake, este, să zicem, pasiv. Uh, același principiu se aplică, în funcție de câte, energie, câte energy points uh, ai și cât reprezintă acestea din total, vei lua exact același procent uh, proporțional din toate reward care se dau pe metabonding, toate cele șapte. Uh... Și să specificăm că metabonding nu, uh, nu mai este gold pentru metabonding, este doar pentru cei cu lockmax. Exact, exact. Ceea ce înseamnă că 80% din reward, până acum cred că 60, nu mai știu exact, 60-80% din rewardurile de metabonding se duceau către Eagle Holders, acum toate acestea se duc către uh, Lockmax Holders, dar diferența este că acum se duce către toți Lockmax Holdery, dar din estimările noastre lucrurile vor arăta foarte interesant, și pe termen scurt, dar mai ales pe termen mediu și lung. Revenind la întrebare, la fel, energia, anumite ferme vor avea un, așa zis, un reward-uri mai mari în funcție de câtă energie ai. Și, de fapt, reward-urile vor fi împărțite, va exista un, să zicem, un base. N-am cum să le traduc în român, așa că o să folosesc în engleză un base APR uh, care se duce la toți cei care uh, sunt într-o fermă, dar există și un surplus care poate să varieze, e un, uh, multi, mă rog, un o parte din aceste reward care uh, se duc către uh, cei care au energie în funcție de câte energie au. Doar ca să dau un exemplu, să zicem că este ferma de EGLD Max are, să spunem, 100 de max reward per bloc și spunem așa, 40% din acești 100 de max se duc la toți cei care provide liquidity, ca și până acum, părțit, frățește proporțional între toți. Restul de 60%, în schimb, este se împarte doar către cei care au energie. Ceea ce este foarte interesant, că înseamnă că cu modelul acesta, cineva care nu vrea să aibă treabă cu locked max, poate și funcț modelul funcționează ca orice DeFi, Uh, uh, să spunem, exchange, de DEX uh, existent, poți să intri fără să-ți blochezi loc Max-ul, poți să provide liquidity, primești Max, este uh, fully unlockable, poți să-l vinzi, uh, să faci diferite strategii, să-ți acoperi pe noți, without uh, uh, betting uh, on the Max token or on the DEX. Bineînțeles, reward-urile vor fi, uh, să zicem, proporțional mai mici cu riscul neasumat. În schimb, dacă vrei să ai expunere mai mare, să te aliniezi pe my, o viziunea de long term, ce -o noi, atunci poți foarte ușor să faci lucrurile astea blocând uh, locked max-ul pe perioadă mai multă de timp, având mai multe puncte, de fapt și în ferme, câștigând și mai mult locked max, care poți alegi. Ai acolo există, poate n-am menționat până acum, este opționalitatea asta, chiar dacă orice locked max acum poate fi unlocked at any time. Dar, bineînțeles, există un, uh, hai să spunem, un comision pentru, nu neapărat pentru a descuraja, ci pentru a te face să te gândești de două ori. Și partea foarte frumoasă este că acest comision rămâne la cei care rămân în sistem. Este, pe de o parte, 5% este ars, ceea ce înseamnă că este un beneficiu asupra tot întregului ecosistem și inclusiv pentru viitor, în sensul că există mai puțin, introducând acest concept de scarcity, este un beneficiu pentru cei care sunt în sistem și pentru viitor, dar și pentru cei care sunt încă în sistem, să zicem, rămân, este o ceva, cum zice, măsurabil foarte clar, 500 din acel fi se duce efectiv la ei. Ceea ce înseamnă că se creează un mecanism foarte interesant care, când cineva pleacă, de exemplu modelul 1, când cineva pleca, okay. exista o presiune de vânzare pe preț. Dar și uh, era un efect, să spunem, negativ, uh, și nimeni nu rămânea nu, 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 nu rămânea nimic în urmă. Era Acum, cineva poate să beneficieze de pe urma faptului beneficie. că cineva iese din. Ok, am trecut de energie, sper că e destul de ușor pentru că lumea e confuză. E, e un mecanism destul de complex, asta cu energia. Am văzut că o să fie chestii și pe launchpad, unde are legătură și rancul acela pe care l ai pe Dex. Sunt multe chestii care implică acest nivel de energie. Uh, un lucru de care erau oamenii interesați e partea de tokenomics și am văzut că o să existe un cap maxim pentru ei și ceea ce spuneai și tu mai devreme, partea asta de burn și practic sunt două lucruri care vin să ajute um, ideea asta de infinitate de token și de astfel să țină și prețul probabil undeva mai sus. Da, da, modelul nou, dacă povestim despre uh, Supply sau, mă rog, Token Matrix, uh, introduce un concept uh, nou care are un anumit grad de flexibilitate, uh, dar uh, este totodată și predictibil uh, până la un anumit punct. În, sensul, în primul rând, scade inflația sau emisia de 3 ori, de la un milion de max per bloc, începem direct cu 300. 60 de mii, ceva de genul ăsta, 330 de mii, ceea ce înseamnă că din momentul în care va intra în vigoare MEX 2.0, automat inflația scade. Deci de ați mărit și voi ratele cu cheie pe alte dobânzi și ați dat <gută> inflația jos înapoi. Da, și cum spuneam, auto, cum spuneam înainte, 50% din inflație se ducea în acel staking, care, de fapt, culmea nu ajuta nici măcar Lock max și nici măcar pe cei care erau acolo. Era o senzație că ei ceva, dar folosind așa o comparație, era ca o găleată care punea apă, dar era spartă undeva. Și aveai senzația că aduni apă, dar... Și atunci, în momentul în care acel 50% din, din emission a fost redus la 5%, ne dă mult mai multă flexibilitate. Plus că, să nu uităm, inflația e o capcană dacă nu înțelegi cum funcționează, că pare că, și asta se întâmplă și acum, de fapt, cu criza, pare că ai mai mulți bani, dar, de fapt, puterea ta de cumpărare e, e mult mai, mai mică. Scris. Și atunci, pentru noi a fost mult mai important, de fapt, să existe mai multă utilitate pentru Lockmax de a linia și atunci, și avea această predictibilitate. Atunci, în fiecare an, pe un model relativ similar cu Eagle. gold vasca de scădea emisia, există și în anul 4-5, nu ajunge la zero, dar uh, am zis pentru că va exista și un governance modul care va fi lansat foarte curând. În al patrulea an să se ia o decizie dacă se merge pe planul inițial, planul inițial fiind ca în anul 8 să se ajungă la zero inflație sau se decide să meargă pe un concept de se numește minimum viable inflation, care este destul de discutat și pe Twitter și în alte lucruri, care să spună ok totuși poate dexul nu a ajuns că la o maturitate suficient de mare și maturitatea suficient de mare ce cum o traducem noi înseamnă volume suficient de mari ca liquidity providerii să fie suficient de incentivați prin fiurile care le capturează să ofere în continuare să nu mai aibă nevoie practic și de acest de surplus top. de reward-uri exact. din dacă nu ajungem acolo atunci probabil că va mai fi nevoie de uh, Max token pentru a oferi aceste incentive. Dacă suntem deja acolo, uh, uh, va exista posibilitatea asta de a renunța la emisie. Și aici aș mai spune un singur cu ce este foarte interesant, că uh, există iară o potențială capcană aici, este ok, dacă nu se mai emite Max, care va fi utilitatea lui? Și ce este interesant este că utilitatea rămâne, conceptul de energie rămâne în activ. continuare acolo, care uh, există un supply finit, care lumea poate să vândă, să iasă, să-și ia orice jucător nou sau existent, poate să-și aibă strategii diferite în funcție de acea energie. Plus acel governance power, spaws de energie, care nu l-am atins momentan, care poate fi foarte interesant de a avea o voce în. Uh, care anumite decizii asupra anumitor lucruri mai importante sau mai puțin importante despre viitorul sau chestii concrete. Cred că este foarte important. Poate toți ne-am dorit să ne întrebe Facebook dacă nu știu <laughs> dacă ce se întâm, anumit, anumite lucruri sau Google. Din păcate, nu avem niciun cuvânt de spus acolo. Da. Acum ultimul lucru pe care vreau să-l ating e ceea ce am mai auzit tot așa din comunitate. Um, o parte din prezentarea ta era în legătură cu faptul că nu o să mai fie transferabil. În momentul de față avem chiar și un exchange care se ocupă special cu uh, vânzarea de token Locked Max. Uh, am înțeles că o să fie câteva cazuri speciale pentru transferabilitatea lor, dar pe de altă parte sunt și proiecte de NFT-uri care știu că dau reward-uri în Locked Max. Practic pentru ei uh, se închide taraba sau există o posibilitate de a merge într-o altă direcție? Uh, pe termen scurt uh, probabil că vor fi afectate și genul ăsta de, de, de proiecte. Uh, ce aș menționa aici este că în general, când vorbești despre un locked token, în orice, orice definiție ai, da, în principiu se pornește la premiza că nu poți să-l transferi și/sau să-l vinzi. Noi, culmea, am blocat partea de vânzare, teoretic, cel puțin pe DEX, dar am lăsat partea de transfer. Uh, acum revenim, să zicem, la, 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 partea aceasta, lăsând niște portițe deschise. Cum am spus, tă, între două adrese deținute de același user se va putea, în interiorul dexului se va putea, dar în afara, beyond, în afara dexului, comunitatea va decide care sunt acele use case-uri în care uh, vre, se dorește ca acel lock să fie uh, transferabil. Deci poate vedem niște decizii ale acestei guvernanțe, ale acestui DAO care urmează să apară și în legătură cu treaba. Da, da, da. Deci dacă sunt poate niște uh, use case-uri interesante, cum sunt uh, poate a fi folosit pentru a cumpăra lucruri, pentru a da uh, reward-uri, sunt și staking provider care folosesc, NFT-uri chiar, exact. povesteam ieri cu cineva. Uh, cred că aceste use case-uri, dacă comunitatea comunitatea consideră că sunt valoroase și nu afectează, să zic, viitorul Mexului și majoritatea care este acolo și vor decide că este chiar ajută și deciți că este un lucru benefic, da, se va putea. Da, cred că am trecut prin toate lucrurile importante despre MEX pe care, și Locked MEX mai ales, pe care oamenii vor să le afle. Nu am punctat, cred, faptul că se poate folosi la Launchpad unde mai era ceva în afară de launchpad, nou pentru el, unde se poate folosi. Există acest fispul despre care n-am vorbit. Pool, Aceste, exact. cum îți povesteam, acele remove fiuri când cineva vrea să iasă, 5% sunt, se duc în acest fispul ce este iarăși nou este la fiecare swap, 0,05% din valoarea acelui swap se duce în acest fee pool, care acest fee pool se duce către locked max holders în funcție de energie. În continuare, liquidity providerii vor captura și ei o parte din acele swap fees, dar cum este foarte interesant că apare un actor nou care nu neapărat Uh, uh, provide liquidity, dar poate să captureze chestia care de fapt face să existe acel dex. Ne facând altceva nimic decât să dețină. Care poate fa părea foarte ciudat, dar care nouă îmi se pare un lucru foarte, foarte important, este cum uh, te poți alinia cu succesul dex-ului și să capturezi, nu numai prin utilitatea și să zic cât de puternic este sau valoros mexul, ci efectiv dacă volumele acelea ajung la un miliard. 2 miliarde, whatever, cu cât este mai mare, pot să fii parte din succesul acelui DEX, care înainte nu exista alinierea asta atât de clară, era mai degrabă indirectă prin valoarea, să zic, mex în ideea că asta era strategia respectivului, să spunem, jucător. Bun, uh, ultima chestie, probabil lumea se întreabă de când se întâmplă toate lucrurile astea, de când începe să fie aplicat acest... Planul nostru este ca săptămâna viitoare să publicăm acest paper. Ah, și probabil că în funcție de feedback-ul primit de la comunitate, în încă o săptămână să fim deja live. Okay. Adică vrem, vrem luna aceasta Asta să, nu numai paper-ul, mă rog, paper, nu este un economics paper, este mai degrabă un DEX 2.0, deci nu este un max 2.0, este un DEX 2.0, pentru că atingem foarte multe lucruri ce țin despre DEX și despre max și vrem ca lucrurile astea să fie, uh, fie live Uh, foarte rapid, deci luna asta, ăsta este planul, cât mai repede. Ok, super. Sincer, fi vrut să fie înainte de eveniment, uh, dar uh, uh, nu ne-a ne ieșit, dar suntem suntem foarte aproape și eu cum am zis, este luna asta ar trebui să se întâmple. Asta e super bine, e mult mai rapid decât m-aș fi așteptat, sincer, cu probabil decât să așteaptă oricine. Îți mulțumesc mult, Lucian, că ne-ai clarificat un pic uh, situația cu Mex, presupun că oricum lumea așteaptă să vadă, practic, cât o să obțină din toate aceste diferite tipuri de taking, să le zic așa, de a reușit să, să adune câte ceva. Să mulțumesc mult, Lucian, mulțumesc și eu. pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat. Spuneți-mi dacă aveți de gând să strângeți energy points, dacă vreți să blocați loc max sau orice altceva vreți voi mai jos în comentarii. Dați un like, dați un share și bineînțeles că ne vedem și cu un alt episod, cu un alt invitat de aici de la X-Day. Bye, bye!